Bună dimineața, prieteni! Haideți să vă arăt un răsărit de soare matinal, așa, un răsărit la munte. Bună dimineața, vă salut! Bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, Vavi Pigeon Loft. Și în această dimineață vreau să vă prezint o eliberare a puiilor, un antrenament pe care îl fac cu puii crescătoriei noastre. O să îi scot din mașină și să îi las puțin să se liniștească. Avem în acești pui, dragii mei prieteni, avem vreo 9-10 puișori mai micuți de vârstă și tocmai de aceea fac acest prim antrenament foarte aproape de casă. Deci undeva în depărtare acolo, nu știu dacă, cred că sunt undeva 5 km, să zic. Foarte, foarte aproape de casă. Și fac acest prim antrenament tocmai pentru a se învăța și acei pui mici. Vor merge la mașină în scurt timp, pe 16 pentru 17. Avem îmbarcarea primului antrenament, pot spune, pentru noi. Știți că ne-am hotărât să jucăm puii pe ruta fondului, unde nu este concurs oficial, dar cred că este mai bine așa pentru ei, pentru viitor. Am un număr de 40 de pui în aceste lăzi de transport. Dacă ar fi fost un antrenament mai lung, cu siguranță aș fi plecat cu 3 lăzi de transport, dar fiind foarte aproape, i-am pus în 2 lăzi de transport. Nu sunt foarte, foarte înghesuiți, după cum vedeți. Și eliberarea va fi foarte rapidă. Întotdeauna pe locul de lansare, dragi prieteni, îmi place să fumez o țigară înainte de eliberarea porumbeilor. Astăzi din nou se pare că avem o zi superbă, o zi caniculară, cred, dar încă mai este vară. August, 12 august, după cum v-am spus, și lucrurile trebuie să înceapă în forță și cu puii din crescătoriile noastre. Dacă nu mă înșel, astăzi sunt primele concursuri oficiale cu puii. Astăzi pentru mâine sau ceva de genul ăsta, nu știu exact, nu am urmărit. Și de astăzi încolo, puii crescătoriei noastre vor avea parte de antrenamente zilnice, antrenamente mai intense. Sper să pot să îi plimb și diseară un pic. O să vedem exact cum permite programul. Suntem un pic în urmă cu antrenamentele puilor. Asta e, timpul este scurt. Nu putem să facem exact cam ceea ce dorim, dar vom vedea cum evoluează situația. Dragii mei, e primul an în care avem doar, și zic doar, un număr de 40 de pui pe care o să îi zburăm. În toți anii care au trecut am avut peste 70 minim. Anul acesta sper și îmi doresc să fi făcut o selecție mult mai bună. Pornim cu un număr mai mic de pui la drum, dar vedem, coșul va alege cursele, antrenamentele și poate e făcută selecția așa cum trebuie. Aici la locul de lansare ales de mine este bine, zic eu, după cum vedeți, au deschidere unde să plece, pomii nu ne încurcă în imediata apropiere. Și în scurt timp voi elibera puișorii. Întotdeauna zic eu că e bine să
să stați un pic cu ei după ce ajungeți pe locul de lansare, să-i lăsați să se liniștească un pic și după aceea să-i eliberați. Haideți să ne pregătim pentru eliberare, să vedem cum vor pleca. Gata, acum doar trebuie să se înalțe și să-și găsească drumul spre casă foarte repede. Să încerc să focalizez eu un pic așa, ca să-i putem observa. Încerc să mai apropii, dragii mei, să nu-i pierd din vedere. Gata, i-am văzut. Și urmărim un pic acum cu obiectivul, ca să vedem cum se comportă. Deja i-am pierdut din obiectiv. Nu știu, gata, i-am observat, haideți să apropiem, ia uitați, și acum să-i țin bine în cadru aici. S-au înălțat. Și bineînțeles, uliu, ia uitați și uliu, se duce hotărât, dar în cu totul altă parte. Mai avem acolo undeva niște porumbei care zboară mai jos. Haideți să încerc să vi focalizez și pe aceea. Da, și puișorii noștri, ce să mai, au dispărut. Voi ajunge și eu foarte, foarte repede acasă, dragii mei prieteni, și o să vă filmez un pic. Cred că i-am găsit aici undeva, da, ia uitați. Deci s-au dus acolo. Îi vedeți unde sunt, da? Undeva aici, în zona asta. În scurt timp voi ajunge acasă, ei în mod normal ar trebui să ajungă înaintea mea și o să vă filmez un pic de acolo, dar încă îi văd pe coamă acolo, ia uitați. Se duc hotărâți, aici mă încurcă pomul ăsta, să vedem dacă îi mai prind în cadru, da, uitați. Se văd undeva foarte, foarte departe acolo. Atât cu filmarea de la lansare, haide să vedem ce găsim acasă, dragi prieteni. Am ajuns la crescătorie înapoi, haide să vedem ce se vede acolo pe acoperiș. Nu văd nimic de aici, dar o să mergem înăuntru să vedem. Trebuie să hrănesc porumbei, să le fac apa de băut. Și tot așa sunt curios să vedem, ar trebui să fie deja acasă puișorii noștri. Avem pe acoperiș 2, avem și un stoluleț acolo, dar sigur nu este al nostru. Haideți să mergem să vedem ce găsim în crescătorie, dragii mei. Un antrenament scurt, un antrenament de încredere. Un prim antrenament pe care îl facem puișorilor noștri. Și ia uitați, înăuntru absolut nimic. Deci am ajuns eu înaintea lor. Au chef de zbor. Ce, mă? Ce avem noi aici? Să vedem. Avem 2 pui aici și vedem când vor apărea restul. O să mai stau
câteva minute cu voi pe filmare. O să pregătesc mâncarea și să ne așteptăm puișori acasă, să-i vedem cât vor avea poftă de zbor. Și la 25 de minute de la eliberarea porumbeilor avem un singur pui venit și intrat în crescătorie. El s-a rupt de tot stolul. O să mă uit exact și ce serie are acest puișor pentru a-l vedea. El a venit direct acasă hotărât. Sta să le iau un pic la mână. 425 este seria lui. Este un puișor care, vedeți, a fost dat cu spray pentru că a venit un pic lovit. Și el a venit hotărât acasă. Ce să mai... Haideți să vedem când apar ceilalți. Nu știu exact cât o să mai stau. Au poftă de zbor puii noștri. Sunt după tură de noapte și deja simt că îmi e somn. Dar o să mai fumez o țigare și dacă apar în acest timp, dacă apar în acest timp, o să vă surprind pe videoclip. Dacă nu, ne auzim mai târziu. Mai că au sosit, dragii mei. Ia uitați. N-am putut să vă surprind eu afară sosirea, chiar când mă hotărâsem să cobor. Au venit ei în forță, uitați intrare în crescătorie. Toată lumea a venit pe mâncare, după cum îi puteți observa. O să mai întârzi eu un pic cu ei pe aici. O să vedem dacă mai sunt și pe acoperiș. Dar m-au păcălit, ați văzut, n-am putut să filmez sosirea lor. Din fericire am filmat intrarea în compartiment și venitul lor la masă. Pe acoperișul crescătoriei mai este doar un albastru, dar acesta nu este al nostru. Da, cu siguranță nu este al nostru, este cine știe de unde a venit cu ăștia în zbor. În rest nu se mai vede absolut nimic. O să văd exact cât sunt și o să vă țin și pe voi la curent.